Salut, dragilor! Eu sunt Iasmina Huma și astăzi o să vorbim despre conceptul My Store și despre oamenii frumoși care se află în spatele acestuia. Le-am alături de mine pe Ada Oprea și Lorena Vrează. Fetelor, vă rog să-mi spuneți de ce My Store și care este povestea din spatele acestui concept. Salut! În primul rând, noi ne știm de foarte mult timp, am fost colegi de facultate, iar pe când lucram împreună la Bienala de Arhitectură Beta, cu vreo 2 ani, cred, ne-am dat seama că amândouă făceam același lucru, practic fiecare din noi avea un mic atelier de accesorii, Ada avea Blue Crown, eu aveam Green Dimple și ne-am dat seama că împreună am putea să facem lucrurile mai faine. Practic așa s-a născut My Store. De atunci nu știam că se va numi My Store, nu știam exact ce vrem să facem, nu aveam nici cea mai mică idee încotro ne îndreptăm, dar știam că vrem să facem ceva împreună. Cam așa a apărut. După care am continuat să brainstormăm ideea asta, să vedem în ce direcție avem skill-uri, ca să zic așa, complementare, că asta era problema. Încercam să ne dăm seama cum putem să fim mai mult decât eram separat împreună. Și timp de un an de zile, cred, am tot căutat direcția asta în care să mergem, până când am ajuns la ideea asta cu gențile. De unde vă inspirați atunci când vă alegeți modelele? În primul rând, cred că pentru noi cel mai important este să ajungem cumva la o armonie între ceea ce înseamnă funcțional și estetic. După cum vedeți și în conceptele noastre și în toate gențile pe care le avem, sunt destul de minimale, asta datorită și meseriei pe care avem de arhitecte, și sunt foarte funcționale pentru că totul a pornit în același timp și de la o nevoie de-a noastră personală. Și în al doilea rând, cred că aș vrea mai degrabă să-l numesc ca fiind un proces care are 3 pași, deoarece în primul rând nouă ne vin idei din tot felul de momente și de locații neașteptate și complet ieșite din context, în momentul în care ne schițăm acele idei de unde apucăm, apoi facem brainstorming împreună pe ceea ce am adunat amândouă și detaliem puțin pe parte tehnică și încercăm să le îmbunătățim cât de mult posibil. Iar apoi partea cea mai importantă, cea în care intrăm în detaliu și începem efectiv să testăm, să facem prototipuri, să tăiem materiale, să combinăm culori, texturi și așa mai departe. Avem 3 produse, Urban Bag, Fancy Bag și Waste Bag, pe care le-am gândit în așa fel încât să ne acopere nevoile de a traversa zi de zi jungla urbană. Și aș vrea să încep cu Urban Bag, care de fapt este un ghiozdan multifuncțional, deoarece poate fi folosit ca și geantă sau printr-o singură schimbare a accesoriilor poate fi transformat într-un ghiozdan. De asemenea, pentru noi e foarte important faptul că e foarte înalt, poate folosit chiar și pentru yoga, în cap, o saltea de yoga în el, în cap foarte multe lucruri și laptopul. Avem 2 buzunare, unul aparent și unul destul de ascuns, care are acces doar din zona din spate și cumva l-am gândit tocmai din această necesitate de a fi sigur, pentru că nu se pot accesa de către persoane străine. Și un compartiment foarte mare, care și poate fi purtat așa odată înalt sau poate fi făcut pliat și purtat ca și ghiozdan puțin mai micuț. Apoi avem fancy bag, pe care l-am gândit ca fiind puțin mai elegant, deoarece nu avem nevoie doar de produse din zona casual, ci avem nevoie și de niște accesorii cu care să putem merge la evenimente mai elegante și e foarte funcțional, deoarece îl poți ține foarte ușor în mână, fie așa, cumva nu vrei să-l scapi ca pe un plic normal pe care îl porți toată ziua. Vreau să-mi spuneți dacă v-ați gândit să extindeți, să implicați mai mulți oameni în viitor? Da, momentan suntem doar noi 2, pentru că așa am început și cumva este proiectul nostru de suflet, dar am vrea să ne extindem pentru că avem și nevoie de asta și cumva suntem deschise pentru colaborări noi. Dar pe moment suntem doar noi, avem însă niște colaborări externe cu câteva magazine din București și din Sibiu. Cumva simțim că e nevoie în echipă de niște skill-uri complementare. Noi amândouă venim din zona creativă, cum spuneam, am terminat facultatea de arhitectură, amândouă desenăm, cumva gândim designul produselor, dar simțim că sunt anumite lucruri pe care nu știm de unde să le luăm și atunci acum ar fi asta de strategie, de business, lucruri de genul ăsta.
Și bineînțeles că avem câteva posibilități de colaborări, cărora vrem să le dăm curs în viitor apropiat. Și în același timp mai vrem să încercăm să ajungem la o strategie prin care să reușim să ne focusăm fiecare pe anumită parte din proiectul ăsta, să nu mai facem de toate. Pentru că în momentul actual suntem cumva multitask. Noi desenăm, noi le gândim, noi le coasem, noi le facem de toate. Și vrem să, exact, și vrem să încercăm să denișăm cât posibil. Produsele voastre, în momentul de față, sunt destinate doar femeilor. V-ați gândit cumva să faceți și produse pentru bărbați, să realizați? Da, avem problema asta, cam de când am început, toți prietenii noștri așa din zona asta ne ceartă, ne zic, băi, voi la fiecare târg veniți de fiecare dată cu o colecție nouă pentru femei, dar nu aduceți nimic pentru bărbați. Da, am început să schițăm. Ultima colecție Maestro Waist Bag se adresează într-o oarecare măsură și bărbaților, dar bărbaților mai curajoși un pic, în sensul că și femeile sar pe ele, sunt unisex, de fapt. Dar următoarea colecție pe care o pregătim pentru toamnă, aș zice, vom lansa colecția strict pentru bărbați, așa cum vor, și o să-i sunăm pe toți prietenii noștri care ne-au tot certat că n-am avut nimic pentru ei. O să vă prezint colecția Waistbag. Acesta este primul nostru model, este de fapt o borsetă. O borsetă pe care am gândit-o un pic mai, cu niște linii, niște tăieturi foarte simple, un pic mai elegante decât borsetele pe care le găsim pe piață. Nu este foarte mare, are două compartimente, dar intră strictul necesar, practic portofel, banchei. Am gândit-o și pentru festivaluri, ea a fost lansată vara trecută, practic am gândit-o pentru vara trecută. Poate fi purtată și ca geantă, dar vara aceasta am venit cu noua colecție de waistbag. Acestea sunt, ele se desfac cam așa, sunt destul de înalte, intră foarte multe lucruri, spre deosebire de cele vechi, au și ele un buzunar interior. Aș vrea să pară cum arată. Iar această colecție este gândită și pentru băieți mai îngrâzneți un pic, e unisex, cum ne place nouă să o numim. De exemplu, varianta pe negru, poate fi purtată și de... Voi, după cum ați spus, sunteți foarte active în social media și nu doar în social media. Poate cei care ne urmăresc știu că voi participați la fel și fel de evenimente. Unul dintre ele a fost chiar la un moment dat în parc. Unde am putea să vă găsim cât de curând, să zic? La ce evenimente putem să ne așteptăm să vă regăsim? Cel mai mare care urmează e Electric Castle. Ne găsiți acolo. O să ducem ultimele colecții. Dar în online ne găsiți pe Instagram, suntem foarte active, de acolo vin cumva majoritatea oamenilor, majoritatea comenzilor. Suntem și pe Facebook și pe www.maestro.ro. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi, iar în speranța că v-am convins că Maestro înseamnă îmbinarea muncii, pasiunii și a creativității, vă invit să-l urmăriți în continuare pe fete. Iar pentru noi, nu uitați să dați un subscribe!